Doamnelor și domnilor, așezați-vă într-o poziție confortabilă și pregătiți-vă de râs. De restul ne ocupăm noi. Pe bune, să înceapă nebunia cu Andy Moisescu. Gata. Prezent. Prezent la datorie. Bună seara. Bună seara. Bine ați revenit la Pe Bune. Ce vesel sunteți voi. Vă stă foarte bine în formula asta. Ne stă. Vă stă bine. Și cu Andreea și aici, ce să mai zic, Natanticu. Mulțumim! De când visa el să petreacă o seară împreună la Pe Bune cu Roxana dați-mi Ionescu? Voie, de voie. Când? Roxana Ionescu! Eu zic tu să nu încerci aceleași lucruri. Da, păi nu. Nu că se poate, poate să mai uită și Cabral la emisiune. E bine și să crede-mă, rămânem eu am experiență într-o relație Cabral. Bună cu el. Eu mi-aduc aminte că la știu. Era așa. Ghici unde eram eu. Cred că acolo. Din punct de vedere numeric e un pic dezechilibrat. Nu cred că. Bă, da. Mi se pare egalitate, poate chiar un pic aici mai mult la noi. Aici sunt 68 de susținători. 68! Băiatul! Da, am o întrebare, de ce? Aleg ei, pur și simplu n-au încredere în mine. Aici eu am cred tot că e, nu știu, 32? Probabil că există un surplus de iubire sau ceva, pentru că sunt 32 de susținători. 32. Bravo, iubire! Puțin, dar râi. 32, dar sunt ai noștri. Joacă ei mai mult pe cheia asta a dragostei. Și nu dacă câștigăm, și dacă câștigăm. Singurul lucru pe care mă bazez în seara asta sunt cele 12 domenii pe care abia aștept să vi le prezint. Sim. Te rugăm! Ia! Despre noi. Pălării. Timp liber. O naturel. Masterchef. Autoapărare. Cetățeni. Atracție fatală. În tren. Cură de slăbire. Cina în oraș. Și domeniul surpriză. Pe care îl puteți alege oricând. Oricând. Pentru că alegeți voi, Costi, sunt convins că o să alegi semnul întrebării. Nu știu, am așa un feeling. Ba, 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 ba. Ne consultăm sau... Am putea, dar acum zic să începem așa cu o naturel. Am pus și accentul la francezesc. Aia mi-a plăcut, simțit? Ai dat-o bine. O, da, te-ai remarcat cu ocazia asta. O naturel, hai să vedem. No? Da, da. Ziarele din 1936 făceau reclama unui produs cosmetic minune. A. Fierul de călcat pentru întinderea ridurilor. Sau B. Dispozitivul pentru făcut gropițe în obraj. Nice. E. Sau C, crema exfoliantă pentru eliminarea pistruilor. Costi, fii atent, doar atâta îți spun și pe aia da, vă las pe voi. Te rog. Asta cu B-ul chiar... e frumos, pentru că te întreba lumea, ce da. Lucrezi? Gropar. Și nu te-am băgat în seamă? Cum adică gropar? Păi fac gropițe în obraj. Mă rog. Nu? Foarte proastă asta. Puteți uita. Eu te-am lăsat, adică... Mulțumesc, apreciez. Ok, ok. Dispozitivul pentru făcut gropițe asta în obraj. Asta nu-l văd. Dacă tu poți să mă ajuți aici, nu văd treaba. Cum faci? Ce dispozitiv? Nu, și mai ales că ne-a sugerat colegul care sigur vrea să ne saboteze. Nu, eu mă uitam la Roxana care are de deja gropițe. Eu așa m-am născut. Bine, și ea în 1936 nu era. Da, cum sunt faci simpatice gropițele? Ele, dar cum să faci gropițe? Parcă... Eu am o singură variantă. Cu hârlețul. Cu ceva pistol. Da, iei frumos obrazul, pui... BUM! Mersi mult, dar vreau gropițe și aici a ieșit altceva. Uite, e gaură doar. E gaură, da. Eu aș merge pe fierul de călcat, dacă mă întreb pe mine, și mai fierul știu cu cosmetica, ce să zic. Fier de călcat pentru întinderea ridurilor. Da, nu? Da. Așa nu e plauzibil? Da, frate, ai față de hârtie crăponată, ia fierul ăsta de călcat. Dar cum faci gropițe? În 10-15 ani eu mă bag. Baftă. Băi, eu nu mai știu pe fierul de călcat. E prea de sine. Cum îl vezi? Rece sau cald? E cald, clar. Fierul de călcat. E încins. Da, e încins. Și cu aburi. Cu aburi. Și practic îți hidratează pielea și o întinde, știi? Și dispar ridurile. Dar nu zice nimic de aburi. Mergem. Păi da, dar se presupune. E 1936, nu știu dacă aveau cu aburi. Cum să nu? Locomotivele pe ce exact. Erau Costi? De ce n-ar fi fost și fierul de călcat? Băi, eu pentru zic că așa... Deci fierul de simplu, bine că n-a pui o chestie încinsă pe față și sper să treacă ridul respectiv. Și nu merge așa, știi și tu că nu funcționează asta. Bine, hai să ne gândim la crema exfoliantă. Acum, ideea este ziarele, dar din ce țară? Că în România nu prea. Păi în România nu prea sunt pistrui. Păi cum? Cum și e și o vorbă. Dacă îți numeri pistrui, vor apărea dublu. Și gândește-te la filmul Pistruiat. În 36, în 36 în România erau, cred, cu totul alte probleme, dacă mă întrebați pe mine. Eu zic să mergem pe cea mai dement. Punct. Gropițele în obraj? A, și aia cu fierul de călcat chiar e ok. Cum faci niște gropițe? Adică cu ce? Cu bormașina? Cui? Bați?
Prins cu cârliga, așa. Dispozitiv, ce dispozitiv? Îți arată obrazul continuu. Hai, mai convins, mai convins. Hai să mergem pe B. Uite că deja Natanticu a început să aibă. Apăsăm? Hai. Ce-o fi, o fi? Da. Ăla-i, am apăsat. Au luat B. Gata. Am luat. Hai că vine știința imediat din urmă. Principiul rabdă baba la frumusețe nu a fost inventat ieri. Dacă fermecătoarele secolului al XXI-lea jură cu mâna pe fiola de toxină botulinică, străbunicile noastre își înghețeau pistruii cu gheață carbonică. Azi sunt la modă terapiile vampir. Acum 100 de ani erau cremele radioactive anti-rid. Iar dispozitivele cu arc pentru gropițe, inventate în 1936 și care se mai vând și astăzi, sunt pe cât de dureroase, pe atât de inutile. Deci am câștigat! Da! Era... Era nebunie! Hai să-ți aduci publicul! Ia uite că a plecat! Bun! Bună! Bravo! Hai să încercăm să mergem mai departe. Da. A venit rândul vostru să alegeți. Zi. Mă uitam așa la tine și cred că ai nevoie să ieșim puțin în oraș la o cină, ce zici? Păi după cât am suferit în fermă, scoate-mă. Hai, mergem la cină la cină în oraș. Cina în oraș. Plătești tu. Promit. Ia auziți aici. Au Naturel este primul restaurant din Paris în care clienții A. mănâncă dezbrăcați complet. Nice. Sau B, servesc masa direct pe pământ, fără farfurii și tacâmuri. Sau C, sunt serviți de către maimuțe, special antrenate, îmbrăcate la patruace. Ce frumos! Da. Unde mai scoate tu acum, serios? Că ai zis că mă scoți la cină. Dacă ar fi așa... Dacă ar fi așa, unde mai scoate, la... serios? La oamenii ăștia dezbrăcați, clar. De ce? Păi așa te simt eu pe tine. Dezbrăcat mă simt? Nu, dar așa. Adică m-ai văzut și... Ai văzut, mă? Simt acolo... De simt fapt, nu e vorba de dezbrăcați. Mă simte mai desculț, așa. Nici baneai, nici... Nu, dar simt eu că acolo ți-ar face ție foarte mare. Crezi că există în Paris restaurantul ăsta unde lumea intră și vă rog să vă lăsați haina la garderobă? Eu ajung primul. Eu ce fac? Mă dezbrac și te aștept așa? Și vine chelnerul, bună seara, ce vă aduc de băut? Dom'le, nu insista, mai lasă-ne un pic să ne obișnuim. Mai muță fiind. Dar serios, ai, o vezi pe asta? Au, îl vezi? Dezbrăcat complet? Am mai văzut, am mai auzit de asta cu legat la ochi. Da, și pentru Neric am... Nu, s-a închis între timp. Băi, nu, s-a redeschis. A, da? Nu, dar o să merg, promit. Mergem, legați la ochi și dezbrăcați, că atunci e același lucru. Să depășim acum fantasmele tale, Natanticu, cum să trecem la punctul B. Dar de ce? Să afle lumea că sunt un nenorocit. Nu. B, serveți masa direct pe pământ, fără farfurii și tacâmuri. Asta deci... nu știu dacă ar fi o plăcere, știi? Să adică asta e pe picnic, așa. Pe picnic fără ceaf sau... Păi da, o naturel... Fără în față de masă. Și dacă mâncarea e puțin dubioasă, nu contează că... E de la pământ. De la pământ. Deci să nu creadă că e... Cum credeți că servesc ei supa direct pe pământ? Fără farfurii și fără tacă. Fac o groapă acolo. Nu, din lot supă. Nu au supă, da. Nu, dar poate e supă de-aia în pâine, știi? Și atunci pune... Bravo, bravo, Andreea. Bravo. Apreciez, dar nu mă ajută. Iar maimuțe special antrenate, îmbrăcate la patru. Ce mi se pare că e urât asta. De ce, mă? De ce e urâtă? De ce e urât, mă? Dar de ce ai stoapă? Adevărul că eu am mai fost maimuță. În România servit de oameni maimuță, deci care au fost la modul ăla. Dar îți dai seama că n-ai cum să te superi pe servire. Păi tocmai de asta, nu? Băi, la un moment dat s-a oprit. Am mai o maimuță, mă, cum să te superi așa? Maimuțică, că n-ai cum să te superi. Care îți place ție cel mai mult? Stați un pic, nu mă te uita. Și noi suntem încântați de... Da. Mergem dezbrăcați? Hai să ne dezbrăcăm și alegem după aia. Hai să vedem. Eu. Dacă nu deschidem noi un restaurant care să fie așa. Sunteți lipsiți de inhibiții? Atunci trebuie să treceți pragul acestui restaurant parizian măcar o dată în viață. Experiența va fi unică și greu de uitat. Greu de uitat în stânga și în dreapta, dacă ceilalți clienți au fizicuri dezordonate. Dacă aveți șansa ca 3-4 cupluri de manechini și fotomodele să fie la fel de deschise la minte, s-ar putea să uitați de mâncare. E păcat să ratați o așa priveliște de trupuri goale și flămânde. Băi, dar știi ce-i frumos? Știi ce-i frumos? Bravo, bravo! Bine! Ce drăguț! Dați un pic! Bravo! Bravo, bravo! Mulțumim și voi aceștia! Dar vezi ce face omul cu puterea minții? Ți-ai dorit chestia asta și ai câștigat? O Naturel se numește restaurantul? Roxana și-a dorit foarte tare. Am văzut ăsta milogit de tine chiar. Păi da, eu sincer nu prea m-aș dezbrăca. Da, în fine. Gata. Ești pudic, de ce nu? Nu, dar experiență. Sunt altfel. Bun. Doamne ajută să mergem înainte, chiar Andreea și atunci Costi. Când stăm pe loc. Avem atracție fatală. Băi, atracție chiar fatală? Wow! Ne-ați auzit! Am uitat! N-au auzit, mă, n-au auzit.
Am uitat să-l vrei tu. Un studiu realizat de două reputate universități a relevat faptul că femeile îi consideră mai atractivi pe bărbații care... Nu, că asta o știu. Ok, bun. Gata, m-am liniștit. A. Mănâncă usturoi. Nice. Sunt din tristot. Sau B. Nu poartă șosete sau lenjerie. Sau C. Au început de chelie și burtică. Asta-i maxim. Deci usturoi, mănâncă usturoi, ai zis că deci, ești din Dristor. Deci începem cu varianta A, mănâncă usturoi. Eu sunt născută, crescută în Dristor, Shaorma Town. Am o atracție fatală pentru usturoi, așa că dacă ar fi să mă bazez pe considerentele mele, asta ar fi, clar, mănâncă usturoi. Mănâncă usturoi. Ce ziceți? Nu? Îi face mai atractiv pe bărbați? Usturoiul, știi că se zice că este un drog ușor, știi? Și mă gândesc că ia, zi mai mănâncio... multe. Mănânci și afrodisia. Mănânci așa urma cu de toate și altfel te ia pofta, ca să zic așa. Pofta de? Deci, pe mine mai convins, eu îl iau pe a. Hai să mergem mai departe. Hai să vedem. B. Nu poartă șosete sau lenjerie. Mă disperă, de exemplu, șosetele lăsate prin casa, știi, așa, napoda. Așa că dacă nu poartă deloc, mă gândesc că n-ai, e mișto. Și lenjeria? Nici lenjerie, da. Deci aici nu e vorba doar de șosete, mai e vorba de sutienul bărbaților pe care îl lasă... Da. Clima asta a temperat continentala noastră și faptul că nu poartă fustițe ca scoțienii le permite bărbaților să meargă și fă lenjerie, zic, nu? Pe, adică, și dacă ți se pare mai atractiv asta. E practică, cumva pare practică, știi că sunt mai puține lucruri de dat jos, știi, dintr-un punct de vedere, dar... Am apucat să spun că sunt într-o relație de 10 ani. Da, știu cum e. Am ajuns la televizor. Ultima, trebuie să o citim și pe asta. Aici eu vă spun, eu îi văd pe bărbații cu început de chelie și burtică, sărind rapid pe usturoi, dându-și jos și șosetele și lenjeria ca să fie siguri. Da, să lovească în toate direcțiile. Auzi, Roxane i-ar plăcea cu burtică, degeaba merg la sală, Costică, uite. Ce așa cum? Cu burtică mai umană, așa, știi? E mai pământesc. Un pic, nu? Chiar pic, că e ăsta răspunsul. Și nu aici, pe sus? Dar e o vorbă că bărbatul fără burtă... E ca nunta fără lăutar, te-am scos eu. Bine, asta cu usturoiul pentru mine e o atracție fatală. Na, ce să zic, gata. Ce-ați luat? Am luat-o. Mănâncă usturoi, și-a corect. Urma. Dragul meu, stai liniștit. Mie îmi plac bărbații cu burtică. Mi se par sexy. Este o replică aproape clasică, pe care o auzim tot mai des. Iar cei misogini au și replica. O aud în special cei care au în conturi sume în euro cu 6-7 zerouri. Noi, purtătorii de lenjerie intimă, suntem însă sinceri. Mâncăm usturoi cel puțin o dată pe zi, de când am aflat că femeile se simt atrase de acest parfum natural. Extraordinar! Bravo! Bravo! Foarte tare! Mulțumesc! La orice răspuns corect vreau să strigați Roxana. Vă rog, a fost doar chemarea sângelui, nimic mai mult. Asta da, e frumoasă. Ia atentă, Roxana, știu că trebuie să pleci de aici la Timișoara. Știu asta. Cu ce pleci? Cu avionul? Da, nu cu trenul. Hai să mergem noi cu trenul. Dar vrei tren sau vrei pentru că am mâncat prea mult o cură de slăbire? Nu, vreau un tren. Dar și nu mă pricep, în tren ținem cură de slăbire, crede-mă. Nu ne dă nimeni de mâncare acolo. Dar eu n-am prea mers cu trenul, știi? Te duc eu, nu-i problemă. În tren, hai, în tren. Am trenul meu. O oră de amor la mine înseamnă cel puțin de 10 ori. Asta e. Înseamnă 2 săptămâni. Eu nu iau parte la emisiunea asta. Nici eu, mi-am luat mâinile. Nu sunt de acord cu fanteziile astea. Faci amor cu mine și te gândești la alta. Și nici cu amorul la locul de muncă. Dar ce e așa rău să ai o singură parteneră toată viața? O dată la 11 secunde, serios? Deci femeile se gândesc mai mult la sex decât bărbații. Băi, și dacă e asta confesiunile unei curtizane, că mor. Dau o carată de rup ăsta în două. Dar dacă scoate întâi lau și după aia dispare. Adică e cu cântec, pleacă cu cântec. Da, nu așa oricum. Gata acum. Gata! Nu apăsa așa de pur și simplu. Sunt și eu capitan în casa asta. Ești, dar femeie. Asta este o întrebare despre noi. Vai de mine! TGV, am fost! Într-un TGV, trenul de mare viteză din Franța. A. Trebuie să cumperi bilet inclusiv pentru Melci VIP pe care îi transporti. Da. Sau B. Există un compartiment special pentru cuplurile încinse. Sau C. Este interzis să călătorești cu un porc ce a depășit vârsta de 3 luni. Bine. Zi. Nu. Hai să luăm au. Nu. Bine, începe cu ce eu vrei vreau tu. Cu B-ul. Nu știu dacă există tu sau nu, dar ar fi interesant.
Ar fi bine. O călătorie cu trenul ar fi mult mai frumoasă. Dar de ce crezi că ar fi nevoie de așa ceva într-un TGV? Că totuși ăsta merge foarte repede. Merg și mult. Eu merg la fel de repede ca el. Știi? O să zic, iubita, mă ținea mai mult, dar a ajuns trenul, n-am ce să fac. A ajuns la destinație. Știu că tu ești un da, pe și mănânc cu usturoi, în fin. Deci bine, tu ai fost, hai să încep. Tu ai fost cu TGV-ul, da, sincer? Unde da. Ai fost? În Franța? Da, din Paris în La Rochelle, la emisiunea Fort Boyard. Nu te mai gândi la prostii. Deci a fost din Paris în... În Roșiori. La Rochelle. Și care-i treaba? Crezi că exista asta? Nu exista, zic nu exista asta nu. Cu, pentru cucuri încise. În schimb, exista bar. Și nu te duci ca un porc la bar să te îmbeți? Mai ales dacă ai peste 3 luni? De ce ar fi interzis să călătorești cu un porc mai mare de 3 luni? Pentru că e gras. Plus că peste face gălăgie mai multă, știi? Ăla mic nu face. Ăla e mut. De la 3 luni începe da, să scoată rătul. Că în lumea occidentală există. Porcul e privit și ca un pet, dacă pot să zic așa. Da, animal adevărat. De companie, cum ar veni. Adevărat. Bine, dar oare plătești bilet pentru el? Dacă are 2 luni jumate? Eu sunt sigură că da. Și dacă plătești dacă... pentru porc, nu plătești pentru un melc? Ba da. Dar dacă e mort, nu plătești, nu? Dar dacă e viu? Că scrie aici. Eu zic că nu e asta. Dar nu ce treabă ar avea francezii să transporte melci vii în TGV? Dar nu e vorba că ce problemă au ei? Da. Deci ocupă locuri. Nu poți, deci nu poți. Unde a stat melcul, mai stai tu? Și e că... și chestia aia mucificatoare. Jeleu. Merge jeleu. Încet. Jeleu. Are jeleu. Și merge încet. Merge încet. Și unde mergi tu, mă, amărâtule? Tu abia faci într-o jumătate de oră, 3 zile, mergi cu TGV-ul, plătești bilet, s-a dus. Nu cred că ba da, să crezi asta. Păi și porcii? Porcii, dă-i în Doamne, iartă-mă, la coteț. Oh, nu te cred. Hai să încercăm să aflăm adevărul. Lasă-mă să fim nebuni. Să aflăm adevărul. Comparativ cu trenurile noastre, cu care știi când pleci, dar niciodată la ce oră ajungi, cu TGV e o reală plăcere să călătorești. Problema ar fi dacă ai animal de companie un porc. Nu legea, ci bunul simț îți spune să-l lași acasă. Dacă ești încins, rabdă până în dormitor. Beleaua cea mare e însă cu melcii vii, cărora trebuie să le cumperi bilet dacă vrei să-i duci să vadă Parisul. Nu cred! Anticul-i cel mai tare! Auzi, de unde știi? Doamne, dar cum le de unde știi? M-a întrebat, că eu m-am dus cu TGV, am fost și eu cu TGV-ul, n-am fost la Fort Boyard, dar am fost cu TGV-ul și m-a întrebat, melci aveți? Doamnă, doar păduc. E ok, mergeți că glumesc. Da, eu zic că la câți melci mănâncă francezii, TGV-ul e ultimul lor drum și trebuie să fie memorabil, trebuie să plătești pentru el, trebuie, nu? Da, posibil, da, e posibil, da, poate da. Poate nu. Ce vrei tu? A, alegem, da. Ce vrei? Vreau tu? O autoapărare, că mie auto-apărare. Îmi place cu place cu bătaie. Hai să vedem aici. Bravo. Broaștere din specia Trichobatrachus. Oh. Robustus, atenție, au un mecanism de apărare neobișnuit. Când sunt amenințate, A, își forțează plămânii să producă oxigen pur, se umflă ca un balon și își iau zborul. Sau B, își fracturează falangele, improvizând un fel de gheare din oasele care ies prin piele. Asta e dureroasă. Asta e. Sau C, scot un sunet asemănător asta plânsetului de bebeluși, care terifiază dușmanii. Asta cu sunetul, băi, de bebeluși, care e, oh, nu cred, bebeluși! E prea frumos. Asta, da. Au, îmi place, e desen animat, au. Oh, unde e broască? Iarăși a produs oxigen, mă. Pur. Pur, da, dar știi, că, știi că ele se umflă, știi? Și da, poate știu, nu e departe de chestia asta. Săculeție. Dar asta cu ea produce oxigen pur, cum face ea treaba asta? Se încurdează sau cum? Să producă oxigen. Și ia zborul, mă rog, nu zboară așa la înălțime, nu? Dar poate sare așa un pic mai sus. Și au confundat asta cu zborul. Ca să ritea puțin mai sus. Asta în schimb o văd. Asta cu falangele... Da. Da. Voi ziceți B? Știi cu ce seamănă asta? Bă, dă-mă naiba, ninja, broaștele astea. Da, spațele ninja, de acolo au și plecat desenele animate. Cine? Ăsta, mă, Wolverine. Nu Wolverine. Dorota. Aaa, gata, știu ce zici. Da, din X-Men. Broscuțele fac așa. Wolverine. Îți dai seama că te apropii de aia, hai să mănânci o broscuță și când a fost doar de 2 ore au ieșit ghearele alea, zici, hai mă acasă, că e nebună. Și asta cu bebelușul care terifiază dușmanii, nu e plauzibilă. Păi ce, bebelușii sunt înfricoșători? Aolo. Mă rog, pentru voi bărbați, da. Vorbi Natanticu, mai ales că el și are bebeluși. Decât să vorbim de bebeluși, mai bine vorbim de broaște, cel mai bine e... Deci dacă poate... ne gândim la țestoasele ninja, da. Așa. Ar fi o treabă asta cu falangele. Hai să mergem pe falange. Nu? Hai să vedem.
Ați ales B și acum vedem care e adevărul istoric. I se spune broasca groazei. Are 11 cm lungime și este considerată o delicatesă în Camerun. Nu are colț sau venin, așa că a trebuit să învețe de la școala vieții cum să bage spaima în inamici. Nu prin gângureli terifiante de bebeluș și nici prin balonare extremă, ci într-un mod mult, mult mai dur, rupându-și de una singură oasele labelor și forțând așchiile de oase să iasă prin piele. Hardcore nenică! E dispusă la sacrificiu. Da, e bune sacrificiu la modul ăla. Ce vrei, mă? Vrei să te iei de mine? Deci fii atent, dacă alegem despre noi și e despre ei și e despre altcineva. Hai, ce alegeți? Dacă își dorești atât ce de alegeți? Mult. Despre noi. Despre alegeți. Noi. Ia, Alex, eu n-am vrut, am dat sugestie. Păi da, da, uite, 46%. Nu suntem doi bărbați sau două femei. 46% dintre femei și 42% dintre bărbați. La tanticu? Hai să vedem. Hai să vedem. Au fantezii cu alte persoane decât partenerul atunci când fac amor. Bineînțeles. Așa. Natanticu, ai grijă, vezi de ce graniță te... Păi eu știu exact, exact. Eu deja m-am ridicat, n-am emoții. E pregătit deja. De ceva, dar nu știu. Îmi pare rău că o să afli asta despre mine, iubita. Sau B, se gândesc la sex odată la fiecare 11 secunde. Asta ce? S-ar putea să fie adevărată, că am citit undeva. Ai citit, da, bravo. Așa? Sau C, au făcut cel puțin odată amor la locul de muncă. Cel puțin odată. Da, toate pot fi adevărate, adică... Tocmai de-aia trebuie să o alegem pe aia care este cea oricum, mai adevărată. Vă invit să remarcați cu atenție că oricare ar fi răspunsul corect, femeile ne domină. Ne-au dominat dintotdeauna. Totdeauna asta e... Ai sărit tu. Deci, hai să vedem. Au fantezii cu alte persoane decât partenerul atunci când fac amor. Eu cred că bărbații sunt mai mulți în zona asta. Femeile sunt mai cinstite. Așa ai aflat una, aparent. Din experiența ta de viață, asta din e concluzia. Din general, eu cred că, într-adevăr, bărbații... Se mai gândesc mult. Mai da. Mult, pentru că, în general, bărbatul vede o femeie și zice, mamă, ce, ce frumoasă, frumoasă este. Sau, da? Sau ce... Și ce aș invita-o la un suc. La, la o cină în oraș. O cină în oraș. La o naturel. Franța, da. La Paris. În dar, schimb, o femeie... Dar odată ce am ajuns la... Am depășit bariera, s-a ajuns la da, da, momentele prevăzute în studiul ăsta. Mintea... Mintea zboară. Mintea adică este o păsărică. Zboară și mintea voastră? Zboară. Dar nu te mai poți gândi la Brad Pitt? Da, corect. Când, nu? Corect. Cum să nu te poți gândi nu la Brad Pitt? Nu poți, că-l vezi, al tău e acolo. Dar eu pot să mă gândesc la Angelina. Ne, vezi? Deci... Deci sunt bolnăvior sau ce? Puțin. Asta e, sunt bolnăvior. Hai să vedem B-ul. Eu cred că noi ne gândim mai mult la treaba asta. La 11 secunde. Noi nu ne gândim conștient, dar ne trece cumva prin cap treaba asta. Da? Așa o dată la 11 secunde, acum... serios? Deci femeile se gândesc mai mult la sex decât bărbații. Deci da. Îți dai seama de când a început emisiunea, de câte ori ne-am gândit? Da. Și ia uite-te și spatele, ce aici? Da, bine, eu știu că ei sunt irezistibili și numai la apele. Da. Mamă, Natanticu, dacă nu te-ai surai în august, Dumnezeule, da. Doamne! Deci noi ne gândim mai puțin la sex decât voi? Da, voi o faceți mai des. E de neacceptat pentru Natanticu. Când ți se întâmplă, te gândești la altceva, la facturi, la rate, la astea. Nu, eu cred mai mult ceu. Păi da, bărbații ar face mai mult amor la locul de muncă decât femeile. Păi cu cine, bărbații cu cine fac amor? Păi da, nu, ori face cu femeile, dar bărbații au inițiativă. Cu trei odată. Eu nu cred în asta deloc. Nu crezi în ce? Nu apăsa așa de pur și simplu. Sunt și eu capitan în casa asta. Păi ești, dar femeie... Asta este o întrebare despre noi, ai zis, da? Despre noi. Ei, și eu vreau să aleg B. Pentru că ești 42% în această ecuație. Nu sunt de acord cu... Fanteziile astea, faci amor cu mine și te gândești la alta și nici cu amorul la locul de muncă. Și nu atunci aleg ce? B. Și eu ce să mai fac acum dacă ales? Să privești cu mare atenție ecranul și să afli care e adevărul. Există multe mituri legate de sex. Printre ele și acela că ne gândim la el odată la 11 secunde, când de fapt cercetătorii spun că o facem abia odată de două ori pe zi. Sexul la locul de muncă este o fantezie pentru mulți, însă doar 24% dintre bărbați și femei au gustat fructul oprit la sau sub birou. Adevărul e că aproape jumătate dintre noi ne gândim la altcineva în timpul sexului. Și asta regulat. Nu cred! Îmi pare rău, dar nu cred asta. Păi nu trebuie să crezi tu, că am văzut că nu crezi asta, de-aia ales B-ul. Dar să luăm ce e da, adevărat. Da, dar de gândit, ne gândim. Faptul că tu ești... Proporție mare. Tu te gândești odată la 10 secunde. Aproape bravo, jumătate. Felicit. Dar aproape care era jumătate. Adevărul? Deci totuși, oamenii... Pare rău.
aflați încă... de partea cealaltă a baricadei, sunt majoritari. Da, mă, pentru că bărbații sunt mai urâți ca femeile și ele normal că au fantezii când e iar cu ăsta, iar cu ăsta. Ne certăm tot timpul. Am văzut. Nu, da, așa aveți grijă. Gata, așa rămâne. Vă rog. Noi întotdeauna ne punem de acord. Așa, și ce? Și vrem să mâncăm și noi, da. La ce concluzie ați ajuns? Noi pe Masterchef, așa. Da. Masterchef. Atunci când este pus pe grătar, pepenele roșu, A, poate fi folosit ca alternativă pentru carne. Sau, B, scoate un țiuit subțire, întotdeauna nota la. Sau, dispare fără urmă, aproape instantaneu. Watermelon, pepenele roșu. Păi normal că e apă, dispare. Da, ideea e că watermelon e 90% apă, poate da. Chiar mai mult. Deci asta cu carnea pică, nu poate să fie... De ce? Că e mai în sânge așa, că e roșu, e... Alternativă pentru carne. Eu știu dacă e vreo 2-3 pepeni, ăștia au și de friptură. Zic și eu, zic așa, că poate nu... Și ce treabă are proteina. Cu proteina? Da, eu știu ce au descoperit oamenii ăștia. Dar îmi place asta cu nota la. Îți place? Îmi place, da. Cine poate să dea un la acum? Cosmin e bine pe cântec. Ăla e. Ție ți se pare că... Ce-ai emis tu aici, sunetul ăsta e un țiuit subțire? Nu, dar este la... Deci nu e, de-aia. De ce zici asta? Dispare fără urmă aproape instantaneu. Păi asta ne gândim, are 90% apă, să zicem, ceva de genul. Depinde și cât de încinț e grătarul. Se evaporă, nu? Dar rămâne coaja. Și sâmburii? Sâmburii? Se scurg printre... Dar depinde cât e de încinț grătarul. Dacă e mai puțin încinț? Dispare mai puțin instantaneu. Dar dacă scoate întâi lau și după aia dispare. Da, și asta e adevărat. E beu. Adică e cu cântec, pleacă cu cântec. Da, nu așa oricum. Gata, gata, gata acum. Gata. Stai că sunt de parcă ai fi un pepene roșu pus deci, pe grătar, zău. Asta cu alternativă. Nu, pentru carne exclus, la. Adică nu. Deci aici zic instantaneu. Aproape adică instantaneu, așa, pus... văzând cu ochii. Nu, nu cred. Făcut? Magie. Mă zice întotdeauna la. Deci eu aș merge pe A. Alternativă pentru carne? Eu zic cu lau, dar... Eu zic cu lau, dar nu vreau să ne certăm, stricăm feng shui-ul. Deci niciodată în sol, niciodată nu, în mic. Nu, creșește. Nu, nu se duce în minor niciodată. Băi, te cred, fii te cred. Am apucat să zic că am făcut 8 ani de muzică. Da? Da. Păi da, gata, cu pepe. Ce spui așa de la început? Eu dar sunt foarte curios de unde ați scos voi. Nu. Din punct de vedere logic justificarea asta, dar o să vedem imediat. Întotdeauna. Pepenele roșu este 92% apă, dar asta nu înseamnă că se evaporă la contactul cu focul. Textura fructului se schimbă dramatic, devenind asemănătoare cărnii la grătar, iar gustul capătă arome noi de filet de ton. Cunoscătorii spun că merge foarte bine cu oțet balsamic, brânză feta, pătrunjel și nuci. Ai avut dreptate, ai avut. Am avut încredere în tine. Te-am dezamăgit. Și mai dezamăgit. Nu, mă, nu contează, nu contează. Dar a durut. Nu, dar știi cum e, că trebuie să greșim și noi una ca să le demonstrăm că da. E pe bune. Corect, corect. Hai, Roxana, Cosmin. Ce zici tu, Roxana? Cu cură de slăbire. Hai să vedem. Cură de slăbire. Cură de slăbire. O oră de amor pătimaș arde echivalentul caloriilor conținute de A. O felie de pizza. Sau B. Jumătate de pahar de vin. Sau C. O sărmăluță cu smântână. O sărmăluță. Sărmăluță, da. Dar ați care problema? Că s-au da. Pus pe voi și totul e pe nud, pe amor, pe... Da, 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 pe noi. Noi alegem, noi simțim unde e. Am cu TGV-ul, cu amorul ăsta care nu i-a luat cură de slăbire, ce-o fi cu el, nu știu ce caut aici. Păi cum? Ce? E vorba că arde echivalentul arde. Caloriilor. E intensitatea momentului, e implicarea. Depinde și de partener. O oră de amor la mine înseamnă cel puțin de 10 ori. Asta e. Înseamnă 2 săptămâni. Ție ți s-a întâmplat o oră legat? Eu chiar nu știu cum e o oră legat. Nu știu cum e. Nu e vorba despre noi. Păi vreau să știu cât efort depui, cât dai afară, cât dai... Eu n-am... E slujba științei, Roxana. Cosmin, încearcă să-l ajuți, că e pentru, o faci pentru știință. Am făcut ai dus, așa, ai avut vreodată parte de o oră întreagă? Să știu cât efort se depune Bune. La o oră. Cum te-ai simțit după? Deci cum faci paralela cu mâncarea? Cât mai ușoară? Sărmăluță, e cea mai... cu cea mai multe calorii. Da? Eu zic sărmăluță. Dar sărmăluță, să știi că nu prea mănânc și nu prea... Și sărmăluță cu smântână, clar. Nu, o oră. Tu ori mănânci sărmăluța, ori smântâna, sau ce? Eu zic că după oră e toată oala de sarmale. Aici avem carne tocată, orez, varză, varza e bună. Să luăm jumătate de pahar de vin? Atunci de ce ai mai băut o sticlă ca fraierul? Să... Pizza sau sărmăluțe? Ce e sigur e că jumătatea de pahar de vin s-ar putea să ajute. Să ajungi la o oră. Să ajute, da. Eu cred că vinul are mai puține calorii.
Și atunci vinul, că nu prea depui efort într-o oră, sau într-o ce? Într-o oră? Cum naiba nu depui efort într-o dacă oră? Dacă stai degeaba, așa? Și o lași pe doamna care a mâncat pizza, na, tu îți dai seama. Bine, ce hai să zic? Eu nu, eu nu iau, nu iau parte la emisiunea asta. Nu știu ce să iau. Vinul? Nici eu, mi-am luat mâinile. Nu știu ce să da, iau. Da, hai, nu fi. Ce-ați luat, mă? A dat Dumnezeu. Bă. Dumnezeu a dat, dar fii atent ce a ales Nathan Ticu. O jumătate nu de eu, pahar de vin. Nu eu, Roxana a ales. Nu e adevărat. Hai să vedem. Sexul și pizza sunt plămădite din același aluat. Dacă sunt făcute cum trebuie, te fac să gem de plăcere. Sunt mai bune picante și sunt perfecte când se împart la doi. Dar se pot consuma fără probleme și de unul singur. Pizza însă îngrașă, iar cele 300 de calorii dintr-o felie nu se ard cu una cu două, ci cu 60 de minute de sex. Poftă bună și vânt din pupa! Îmi pare rău! Chiar îmi pare rău! Eu am încercat să-i ajut, dar n-am avut pe cine. Cu ce? Cu ce ai încercat să ne ajut? Mă rog, n-are rost. Asta a fost. Da, ce să mai, acum măcar am aflat. Bine că am aflat. Știi ce te așteaptă? Știu ce mă așteaptă. Nu mai pizza. Fără orele. Pizza. Bac sarmal, în schimb, trup. Timp liber. Timp liber. În anul 1958, la 18 ani, celebrul Bruce Lee, că de aici e liber ăsta. Yeah. A. Juca în prima sa peliculă, Confesiunile unei curtezane. Da. Ce? What? Sau B. Devenea campion național la dansuri latino. Asta e bună, da. Sau C. A obținut atestatul de manicurist de la Academia Națională de Cosmetică din Hong Kong. Bă, eu l-am văzut mai dichisit așa. 1958, Costi. La 18 ani. Dacă te ajută, Revelionul a picat într-o marți spre miercuri. M-am interesat personal. Mersi mult de tot, Andy. Da. Mulțumesc mult de tot. Băi, hai aici că v-a ajutat. De ce sunteți? Puteți verifica. Confesiunile unei curtezane. Ha! Stai, mă, poate era bodyguard-ul cu un film. Bodyguard, la 18 ani. Ai văzut că Bruce Lee nu era... Nu contează, mă, l-a machiat. Poate arăta la 18 ani. L-a văzut și tu. Păi da, mă, poate a făcut compoziție. Da, mă, puțin. El avea 80, da? Aveau nevoie de un om de 80, dar au zis cine... Cine e? Bruce Lee. Crede, mă, o să fie celebru. Luați-l acum. Dar mi-e frică de asta, parcă-l văd. Ole, pam, para, pam, pam. Nu e, nu e pe cea-cea. Nu, nu cred. Că nici eu nu-l văd. Eu nu cred că după ce ți-unduiești așa, da, șoldurile mai ies... Ai văzut că el avea mișcările alea. Alea rapide, așa, cu stopuri, cu nu e. La latino e pe continuu, așa, dar, e pe balans. Dar ce mișcări ai tu, scuză-mă că îndrăzi de să... De unde crezi sunt multe lucruri, nu știi asta despre mine. Dacă îmi dai drumul, sunt șarpe. Știi cum? Deci băi, mie îmi place, mie îmi place cu manicuristul. Ce aud așa în mare? Sunteți de acord? Bun. Ceu, hai să vedem. Ceu, mie îmi place asta cu manicuristul. Adică mi se pare contra-amploa complet. Îl văd pe Bruce Lee doar când dă palma vibratoare. Știi? Și explodează inima în inamic. Odată îți făcea manipedii. Stați un pic, doamnă, să... Un pic aici. O, dar ce unghii frumoase. Băi, trebuie să ai răbdare pentru asta. Adevărat. Și atunci poate omul chiar era... Au simțit părinții că e talentat de mic la manicură și l-au dat la Academia Națională de Cosmetică din Hong Kong. A vrut să-l ducă la karate, dar au nimerit la la academie? Pe bune? Și tatăl a zis, du-te, tată, du-te, tată, și du-te, fac tată. O carieră, știi despre părinții lui? Știi lucruri despre părinții lui? Nu știu despre părinții lui. Păi asta e, eu zic să... Mie îmi place asta, nu știu, eu cred că... Îți da. Latină? Be, bă, și dacă e asta cu confesiunile unei curtezane, că mor. Dar o carată de rupă asta în două. Mă, dar poate să fie oricare, mă. Dar de ce trebuia să fie karatist acolo, mă? Da. Dacă el era manicuristul din film. Da, corect. Eu zic și așa. Și te tăia cu unghiera. Cu pila. Confesiunile unei curtezane. E o artă manicură asta, să mă iertați că îndrăznesc. Hai copii, hai copii, hai, hai de... Hai cu manicura, bravo. Ceu, da? Ăla e. E vina tuturor, ăla da? Ne asumăm. Da, ăla e. Dar știu, că am, deci credem, am citit cărți. Da. Le-ați luat că au ținut. Serios, serios, serios. Bun. Ceu e, mă. Eu zic că e ceu. Bruce Lee a crescut în Hong Kong, unde, ajutat de tatăl său, un faimos artist de operă, și-a făcut intrarea în lumea filmului. Până la 18 ani jucase în 20 de lungmetraje, niciunul însă erotic. Nu impresiona fetele cu manipedii, ci cu trupul său atletic, mișcat în pași de dans pe ritmuri de cha-cha. Atât de talentat era la dans, încât a câștigat concursul național de profil în 1958. Pe bune! Ba da, uite, deci era. El avea mișcările la el. Avea mișcările alea, așa, pam, pam. Am citit altă carte atunci. Crede-mă, și eu credeam că asta e, dar cred că era... Mi-a distrus universul. De ce, domnule? E frumos.
Nu s-a îndepărtat prea mult. Păi, ori e bărbat pe roc, ori e... Stai puțin. Stai mă puțin, avea 18 ani, să vezi, de la 19 ce a început. Oricum mă bucur de fapt că nu s-a ocupat cu asta. Asta e. Semnul întrebării, surpriză. Semnul întrebării, hai. Masculii de căluți de mare sunt o raritate printre speciile marine pentru că... Sunt niște armăsari feroce. Ei și nu femelele poartă pui în burtă și fată. Ok. Sau au o singură parteneră toată viața. Sau ce? Sau ce? Pot cânta de fericire în Atlanticul. Da. Ce știi despre căluții de mare? Nimic. N-ai vrut nici pălării, nici cetățeni, ai luat căluți de mare. N-a poftim. N-a să te văd acum. Femelele nu rămân însărcinate. Și nu nasc pentru că sunt niște armăsari care pot. Eu n-am auzit asta. Și au o singură parteneră toată asta viața. Să știi că am mai auzit și la alte animăluțe. Da, ce? Delfinii sunt iubăreți. Crede-mă că nu mai vrei să știi despre delfini. Nu te-ai uitat la tot sezonul 1 cu atenție. Să afli despre delfini. Că sunt obsedați? Tu știi ce le fac țiparilor? Tu știi ce le fac țiparilor? Nu mai insista, oricum s-a dărâmat un mit. Ce le fac? Să facă ceva. Dar să nu noi avem acum despre căluți de mare. Dar au o singură parteneră toată viața? Îi vezi? Niște domni. Sunt toți niște căluți. Dacă ar fi oameni, ar ridica și colacul de la toaletă. Clar. Sigur. Dar ce așa rău să ai o singură parteneră toată viața? Dar totuși căluțul de mare. Pe căluț nu e armăsar. Mie mi se pare, ca un căluț de mare ce sunt, mi se pare un chin. De ce? Mie nu. Dar e vorba de căluți, nu de căluțe. Cât trăiește un căluț de mare? 88. Nu, cât trăiește? 20 de ani, să zicem. 20 de ani? A zic așa, la ce te ajută mai departe? Păi mă ajută că... Să știe că dacă trăiește doar un an, e ok. Da, dar te gândești la un băie, 20 de ani, fâie mea. Zi, Atlanticu, ce te faci? Că e o situație complicată, e clar, fără discuție. Sigur, sigur? Ați văzut voi masculii fătând? Haide, da, e foarte sigură fata cu ochelari. Păi, dar stai că voi ați zis că nu există așa ceva. Puțin, păi, dar nu știm noi. Ei nu pot cânta de fericire? Nu, mă, că fac bulbuci. Nu cântă. Fac bulbuci. Haide, mergem pe varianta publică. Te rog, Rusa. Apăsam? De câte ori ai apăsat? Și... De două ori. Okay. Asta e a doua oră. Ok. Să facem dezvăluiri importante. Să vedem. Din adâncuri. Căluții de mare au, într-adevăr, o relație specială cu partenerele lor. Nu sunt atât de sensibili pe cât am putea crede, încât să nu suporte adulterul, deși au niște apucături cel puțin bizare. Masculii din această specie nu se joacă de-a vați ascunselea cu puiilor și nici nu-i ajută la teme. În schimb, îi poartă în pântece și le dau viață. Spre fericirea căluțelor de mare, care nu se mai confruntă cu problema slăbitului după naștere. Tu m-ai convins, bravo! Ai văzut? Poate... Deci vezi că a fost foarte sigură pe ea, ea m-a convins. Dar eu când am avut dreptate, odată nu m-ai luat în brațe. Te-ai dus, Nata, lasă-mă. Ei, nu, că tu încercai să mă convingi. Lasă-mă să fac pui... Pălăriți sau cetățeni? Pălăriți sau cetățeni? Cetățeni? Bine, mă, dacă se strigă așa, cu cetățeni. Cetățeni, hai să vedem. Luăm pălăriți. Da? Cine este puțină trezimă? Ia. Hai că e mai proaspăt așa. În anul 2015, Japonia i-a acordat cetățenia. A, e o baftă cu Japonia. Lui Badu, un koala care a furat pălăria împăratului Akihito. Uite, asta e chestia. Sau B, celebrului monstru Godzilla, din filmul cu același nume. Sau C, lui Daisuke, un câine din rasa Cane Corso care a moștenit 1 miliard de ieni. Cine a acordat cu ei? Deci întâi m-a bântuit treaba cu stroiul și acum cu Cane Corso. Eu, ce să zic, ce? Am 3 acasă. Cane Corso? Și da. Sunt japonezi, au cetățenie japonezi. Și sunt italieni, ce să vezi? Deci primesc cetățenie ușor. Hai să ne gândim, Japonia, demență. Da. Hai să tehnologie, Japonia, tehnologie, nu demență. Tehnologie, da, corect, da, corect. Tehnologie și acord de cetățenie unui koala. Care a furat pălăria, adică a făcut ceva el acolo, a furat pălăria împăratului Aikido. Și încurajăm furtul sau cum? Cel puțin koala există, adică Godzilla e chiar desen animat. E chiar personaj fictiv. Păi poate asta e nebunia, că ficțiune... Da, o fie așa un prind fel de... desenele animate în Japonia? Stai puțin.
într-adevăr. Așa. Adică Cane Corso e un câine italian, dar n-are nicio legătură cu zona aia, teoretic și așa. Dar dacă moștenești... Dar într-adevăr, având contact cu crescători de pe aici, de pe la noi, știu că se vând foarte bine înspre Asia, China, Japonia... Hong Kong, Taiwan. Ce au zis cunoștințele tale în materie de Cane Corso? A moștenit vreun câine un miliard? Și atunci mă gândesc că... De ieni? Nu știu dacă e mult asta. Dacă a moștenit, i-au dat cetățenia. Adică ce legătură are? Au banii cu cetățenia? Sau? Să rămână bani acolo în țară. Exact, să păstreze banii în țară. Respect, dacă a moștenit un miliard de ieni, respect. Dar un miliard de ieni e mult, nu? L-aș pune în parlament. Eu zic aici, Godzilla, tata lor. Nu știu, e clar că e simbolică treaba, nu? Personajul e fictiv, nu? Așa că... Da. Așa că nici nu contează dacă i-au dat sau nu. Ce ați ales? Beu. Godzilla, doar vina beu ta. Pe considerent că... E doar vina mea. E doar vina ta, să știi. De ce? Care ar fi fost motivația? Nu, eu eram cu Cane Corso, clar. Am luat pur simbolică. Ai, ales, ai fi ales simbolic, sentimental. Da. Sentimental și opulent. Godzilla e un miliard de ieni. Clar, asta bașca. Koala, care a furat pălăria, nu știu am cui, înțeles, Cane am Corso. Înțeles. Imediat, imediat vă lămuresc. Hai să vedem. Te rog. Împăratul Akihito este atât de iubit în țara soarelui răsare, încât un astfel de gest ar fi considerat prea mult chiar și pentru un simpatic koala. Pe valorile materiale, japonezii nu pun atât de mult accent, însă arta îi preocupă în mod deosebit. Shinjuku-ku, Kabukicho, 1-19-1. Aceasta este adresa din buletinul de japonez a celebrului Godzilla. Cetățenia vine ca o recunoaștere a reclamei pe care acest personaj fictiv a făcut-o locului. În fapt, niponii nu sunt excentrici, fiind vorba doar de o acțiune de PR bine gândită. Bravo! Godzilla, buletin, e pe strada, e vecin cu mine, la apartamentul 3. Bă, vreau să zic că face foarte multă gălăgie, dar în rest, băiat... Apartament, dar nu prea intră în apartament că nu încape, dar el stă aici ca idee. Țineți minte. O las pe Roxana să aleagă. Roxana, ce alegi? Ce aș putea să ce vrei tu, alege ce vrei tu. Pălării, perfect, tu ai ales. Nu, mă, bă! Potrivit legendelor culinare, cele 100 de pense din pălăria de șef bucătar reprezintă A. Un omagiu la adresa lui Saint-Étienne Escoffier, inventatorul gastronomiei moderne. Sau B. Greutatea la care un bucătar se poate considera un adevărat maestru. Sau C. Numărul de feluri în care se poate pregăti un ou. Ah, îți spune ceva asta cu ou, nu? Sigur. Un omagiu la adresa lui omul ăsta, Escoffier. Inventatorul gastronomiei moderne. De ce 100 de pense? Adică omul a trăit până la 100 de ani sau... Care-i treaba? Avea el de ceva cu 100. Avea el ceva cu 100. Știa să gătească în 100 de feluri. De feluri un ou sau... De ce? Era el, purta el o pensă. Era poate, singurul care purta... Poate el a avut pentru prima oară această... o pensă și a zis, băi, pentru că îl iubim pe omul ăsta și a fost primul. Sau a fost inventatorul gastronomiei moderne, a zis 100 de pense. Boss de boss. Nu prea văd pe asta. E o legendă aici, da? Care spune că cele 100 de pense din pălăria unui șef au o semnificație. Păi semnificația B-ului ar fi că, de exemplu, nu poți să fii un bucătar maestru dacă nu ai greutatea de 100 de kilograme. Cam asta. Asta e bună. Păi, nu e asta. Mie mi se pare că asta e o legendă. Numărul de feluri în care se poate pregăti un ou. Sunt 100 de moduri? Eu știu. Hai să-i vedem. Doar câteva. Ou, ochi. Da. Omletă. Omletă. Fiert. Două. Fiert. Trei. Două. Da, și de aici începe zitările. Și de aici începe așa. Cu ou crud. Mărar. Ou cu legume. Cu legume. Ou cu brânză. Ou de struț. Ou de rat. Ou crud. Nu l-am văzut eu pe... Nu l-am văzut pe Rocky. Cosmin. Da, exact. Cosmin. Ou papar. Mamă, cât avem? Zic că aici suntem aproape. Suntem în sezonul 5 deja. Bună seara, hai. Gata, hai să terminăm cu treaba asta. Până la urmă am luat ou. Chiar dacă e greșit, măcar nu ne prinde sezonul 5. Perfect, hai să vedem. O legendă spune că, la un moment dat, regele Henric al VIII-lea al Angliei a găsit un fir de păr în supă. Bineînțeles, și-a pierdut cumpătul, bucătarul său capul, iar înlocuitorul acestuia a descoperit că purtatul de pălărie salvează vieți. Cu timpul, pălăriile de bucătar au devenit un simbol al măestriei, iar pensele, un fel de grade militare, ce demonstrau că purtătorul stăpânește la perfecție cele 100 de moduri în care se poate găti un ou. Ia-mă-n brațe! Bine! Da, ai fost bun! Egalitate?
E foarte frumos când ajungem la egalitate în fața întrebării finale. Bravo! Intrăm la penaltii. Hai, trecem la pariuri. Nu chiar la penaltii. Fiți pregătiți să pariați doar între 2000 de lei. Întrebarea finală provine din domeniul expirat. Vă rog, succes la pariuri. Limita 2000 pentru ambele echipe. Luăm 1000 de lei, că eu o să ia tot. Și dacă pierdem, măcar le rămân oamenilor, că noi sunt puțini aici. Cât sunteți? Încă nu. Da, mă, e bine, 1000 de lei, e foarte bine. Da? Bravo. Gata, perfect. Gata! Atenție, 1000 de lei e bine. O să vă rog să vă concentrați, doar 20 de secunde expirat. Veți avea la dispoziție să alegeți răspunsul. Da. B sau C? Și eu zic la fel. B sau C? Eu cred că e C. Da? Believe me. Bine. 7 secunde. Bine. Jucăm chiar întrebare de departajare. Hai să vedem. Hai de mine. Termenul de expirare de pe sticlele de apă este. Hai să nu vedem. Nu cred că trecem la departajare. Termenul de expirare de pe sticlele de apă este. A. Dat în funcție de mineralele pe care apa le conține. Sau B. De fapt, pentru sticlă și nu pentru apa pe care o conține. Sau ce? Cu un an mai scurt decât cel până la care apa e cu adevărat potabilă. 20 de secunde. Doamne, ferește. B sau ce? Și eu zic la fel. B sau ce? Așa zic. Nu, dar și apa, și apa, că se de la plastic. Nu, nu B, eu cred că e ce. Da? Believe me. Bine. 7 prost. Secunde. Bine, 5, 4, 3, 2, 1 și gata. Da, B-ul? Plasticul ăla... Știați B-ul? Și de ce nu mi-a zis mai repede? Hai, Costi, Cosmin, hai să vedem cât ați pariat întâi. Cât am pariat? Ia. Costi a pariat toți banii. Identic, identic. Și voi tot toți banii. E, deci cine a dat răspunsul corect sau poate jucăm chiar întrebare de departajare. Hai să vedem. Hai de mine. Hai să vedem. Nu cred că trecem la departajare. Costi a luat B. Eu a luat A. Oh, Cosmin a luat A. Da. Bun. Atunci, o să vă spun eu, termenul de expirare de pe sticlele de apă este... Nu zic ea. Da, măi! Atât! Am zis! Ți-am zis! Tu vrei să te duci la aur. Bravo! S-a dus frumos! Da, mă, mi-ai zis! Unde mi-ai zis? Pentru că s-au supărat! S-au supărat acum. Nu, sunt doar supărați. Ne pare rău. Sunt doar supărați. Hai să-i felicităm. Hai să le mulțumim. Am bănuit, da. Avem un avion de frigor. A fost sigur. Bravo, felicitări. Bravo, felicitări. Bravo, Andrei. Bravo, mă. Mulțumim. Hai, va. Hai că a fost. Asta foarte bine. Ai zis până la sfârșit. Da, mă, aici se pierde întotdeauna. Dar ați avut ceva susținători. Suma asta împărțită la numărul lor înseamnă cam 58 de lei de Crăciun. E bun, e bine. E bun. E bine, e bine. Dar ne-am și distrat. Da. La apă nu mă pricep. Dar? Nouă în facultate ni s-a predat doar teoria paharului de vin. Da, da, da. Știu câte ce. Marele Grigore Moisil a descoperit acest adevăr că oricărui om îi se cuvine un pahar de vin. Cu precizarea că în momentul în care îl bea devine un alt om. Asta a fost. Bravo! Să ne vedem sănătoși și veseli la o nouă întâlnire cu pe bune. Sunt Andy Moisescu, Mântlin. Voie bună! Noi știm răspunsul! Da! Bravo! Scrieți-l pe o hârtie și ne-l dați la final, când numărăm noi banii. Dar nu te mai saturi, dubane de bani, nu te mai saturi. Bă, tu ai fost în clasă la mine? Nu, eu de-abia atunci mă nășteam. Eu! Bravo, dubane! Felicitări! El vine cu Florin în casă, dar ce și intră cu niște în casă? Târcoale momentul la în care femeia iese din casă și... Păi îl sperie! Fuge ăla 9000 de ani, nu se mai întoarce la el. Nu, el stă acolo, chestii, îl verifică cu ultrasunetele alea, de le scoate în afară. Eu aș merge pe B. Oh, băi! Dar crezi că chișcuța asta e de picentură, băi? Și doamnele mai în vârstă ce fac la varianta asta? Le iei pulsul înainte un pic, nu? Deci, de câte ori se naște o fată? De aici plecați? Da, plecând de aici. E B. Apă să ai? Da. Ia apasă, mă!